spectatori pe parcursul ediției de astăzi la audierile din Parlament care continuă. Banca Națională, întreg bordul Băncii Naționale este prezent la aceste audieri. Am ajuns la Sorin Ovidiu Vântu, la lucruri care s-au întâmplat în 2000 când Mugur Isărescu era guvernator. Premier. Am văzut că a fost și atacul legat de bonusul de pensionare a lui Mugur Isărescu. Lucruri foarte interesante, domnule Ghenea, care au legătură cu roborul, care au legătură cu acest curs de schimb care ne dă probleme fiecăruia în parte. Nu? Legături directe. Da, destul de neserioasă abordarea domnului Tanfir. Îmi place că domnul Tăricianu a intervenit și a încercat să-l aducă într-o zonă de rezonabilitate, pentru că ce spune domnul Tanfir este mai curând, eu știu, potrivit pentru un talk show la o anumită televiziune, nu pentru o discuție în Parlamentul României. Mi se pare atacuri clare, urâte la persoană. Domnul Isărescu a fost, într-adevăr, premier în anul 2000. Sunt aproape 20 de ani de atunci, și frumos că domnul Tanfir își amintește el ce s-a întâmplat fix în 2000, când era domnul Isărescu premier pentru o scurtă perioadă. Da, vreau să încercăm să extragem din ceea ce am văzut până acum și din declarațiile pe care le-am surprins până acum, dintre cele serioase, dacă mă întrebați pe mine. Vorbind de dobânzile începutului de an, guvernatorul Mugur Isărescu a recunoscut, dacă vreți, existența unui atac speculativ. A spus în felul următor: în zilele de până în prezent, după atacul pe leu, mic, dar a fost. Dobânzile sunt mai sus. Deci a recunoscut Mugur Isărescu un atac mic speculativ pe leu. Cum e povestea asta cu atacul mic sau atacul mare speculativ pe leu? Da, dar trebuie să interpretăm corect afirmațiile și cuvintele. Un atac speculativ nu înseamnă ceva ilegal. Înseamnă că probabil un anumit investitor sau un grup de investitori, nu neapărat care lucrează împreună, văzând că există o anumită vulnerabilitate a leului, au încercat să speculeze această vulnerabilitate, pentru că dacă poți să influențezi prin intrări, ieșiri, denumerari, da, în diverse, exact, în diverse monede, pe și o piață, ținută iată sub control, înțeleg. Exact. Unde anume e controlul? Într-adevăr, controlul este la Banca Națională, într-o oarecare măsură, pentru că poate să intervină prin operațiuni de tip repo sau alte tipuri de intervenții în piață, astfel încât să contracareze asemenea atacuri speculative. Și mai spuneți-mi un lucru, pentru că iarăși mi se pare un lucru interesant, ce a declarat Florin Georgescu, viceguvernator al Băncii Naționale a României, la aceleași audieri, care, repet, continuă în camerele reunite ale Parlamentului. Modul de calcul al robor s-ar putea schimba, spune, să vedem ce recomandări ne vor fi făcute. E un anunț, zic, interesant. Modul de calcul al robor s-ar putea schimba. Florin Georgescu a anunțat în cadrul Comisiei Economice a Senatului că pe 18 februarie reprezentanților BNR se va prezenta în cadrul Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială oportunitatea schimbării modului de calcul al robor. Ce înseamnă asta? Pentru că tot am auzit variante interesante zilele acestea că robor ar putea să dispară. Darius Vâlcov, consilier al primului ministru, care a spus că nu, de fapt, nu putem să-l desființăm. Apropo de bancurile, da, de care vorbeam să desființăm, de exact, că nu ne place. Dar un mod de calcul s-ar putea însă schimba. În ce sens și cum ne-ar ajuta asta pentru ratele pe care le plătim fiecare dintre noi dacă avem credit în lei? Nu cred că ne ajută foarte mult, pentru că schimbarea formulei în sine este doar o chestiune aritmetică. În realitate, dobânzile interbancare vor evolua tot în funcție de cerere și ofertă. Și atunci, chiar dacă se schimbă formula, și formula, să zicem, în primă instanță, va genera un rezultat care e diferit de cel calculat cu formula anterioară, să zicem că este mai mic rezultatul, deci roborul scade semnificativ, poate, față de formula anterioară, el va crește iarăși foarte repede în măsura în care nu e acoperit de suficientă ofertă. Da? Și atunci ajungem tot în aceeași poziție, dar pe o formulă diferită de calcul. Deci nu cred că formula în sine, formula însă poate să influențeze anumite elemente care țin tot așa de anumiți factori de cerere și de ofertă în funcție de ce anume indicator și cum sunt ponderații în formula respectivă. Vă mărturisesc că eram extrem de curioasă și ce se va întâmpla astăzi în privința cursului de schimb leu-euro, apropo de discuțiile care se întâmplă în Parlament și tot acest scandal care continuă între instituții importante ale statului. Văd că Banca Națională a anunțat un curs de referință de 4,74 lei pentru un euro. E o scădere ușoară, este foarte aproape de nivelul care a fost atins luni. Asta după ce ne amintim cu siguranță că euro a atins de la începutul anului vreo 11 recorduri negative. Cu o glumă sau cu o jumătate de glumă, cum era momentul unui atac speculativ asupra leului, cu tot bordul Băncii Naționale prins cumva ca în menghină în această audiere a Parlamentului? Preiau gluma dumneavoastră și o duc mai departe și aș zice că s-a întâmplat un mic atac speculativ
asupra aurului, pentru că aurul, în schimb, astăzi prețul gramului de aur a ajuns la o cifră record. Practic, este cea mai mare cotație din 2016 încoace. Deci, ceva s-a întâmplat la aur. Da, probabil că, din nou, există și, într-adevăr, aurul este genul de investiție pe care mulți investitori se repliază în momentul în care sunt diverse volatilități în piața monetară și aurul e considerat mai sigur și de asta probabil că a avut o creștere. Bun, mă repliez și eu într-o discuție despre buget, un alt subiect extrem de important care ne arde în aceste zile, pentru că vorbim de un buget cu aproape 30% mai mic pentru mediul de afaceri. Antreprenorii cer creșterea finanțărilor alocate programelor pentru IMM-uri, iar patronii susțin că proiectul pentru bugetul pe 2019 este unul fragil și dezechilibrat, iar banii prevăzuți pentru mediul de afaceri din România sunt puțini. Reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România susțin că alocările mici afectează afacerile românești. Despre acest lucru vreau să discutăm în minutele care urmează. În ce fel vă afectează bugetul în forma în care a fost prezentată acum? Dacă ne uităm la anii trecuți, existau în proiecția bugetară și apoi într-o oarecare măsură s-au regăsit și în execuția bugetară sume semnificative destinate programelor pentru IMM-uri, pentru întreprinderi mici și mijlocii, care, în opinia mea, sunt cele mai importante companii, cele mai importante societăți comerciale din România, deja generează foarte mult din produsul intern brut, angajează foarte mulți oameni. Sunt de obicei companiile care generează locuri noi de muncă în România, care cumva evită situații nedorite, cum ar fi creșterea șomajului. Deci, din acest punct de vedere, e clar că IMM-urile trebuie susținute în continuare. În măsura în care ceea ce analiza Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii spune este corect, și anume că n-am văzut cu adevărat detaliile bugetare, că există o scădere semnificativă a suportului pentru întreprinderi mici și mijlocii în 2019. Într-adevăr, aceasta e o problemă și eu sunt convins că n-a existat o idee împotriva IMM-urilor, ci pur și simplu în momentul în care s-a făcut proiecția bugetară, probabil că n-au mai existat resurse și pentru această zonă și atunci au fost tăiate niște sume de aici, cum probabil că au fost tăiate în continuare sume și din zona de investiții. Și aceștia ar fi, eu cred, cei doi piloni cei mai importanți pentru o contribuție reală a bugetului de stat la dezvoltarea României, și anume continuarea unui program sau realizarea unui program serios de investiții guvernamentale, și asta înseamnă investiții prevăzute în buget și, bineînțeles, și în continuare mobilizarea fondurilor europene, care se face cu greutate și cu întârziere, și pe partea cealaltă susținerea întreprinderilor mici și mijlocii prin tot felul de programe care pot să fie lansate și în 2019 și în anii următori. Mai exact la ce vă referiți? Ce anume se mai poate face și ce ar trebui făcut din punctul dumneavoastră de vedere de acum înainte? Pentru că vorbim încă de amendamente, vorbim încă de dezbateri. Cu toate lucrurile mai puțin bune, să zicem, pe zona aceasta de subvenții guvernamentale, în continuare programe de minimis utile pentru întreprinderi mici și mijlocii, și aici vorbim de acele sume maxime de 200.000 de euro care se pot accesa fără cofinanțare pentru diverse tipuri de dezvoltări în societăți comerciale mici și mijlocii. De asemenea, programe de tip startup care pot să continue, sper eu, într-o formulă mai eficientă decât Startup Nation și alte programe anterioare. E bine să învățăm din greșelile trecutului. Și în plus există din ce în ce mai mult nevoia unor programe sectoriale care sunt foarte importante pentru România și care ne-ar putea ajuta să nu rămânem, pentru că rămânem în urmă față de alte țări europene pe partea de cercetare, dezvoltare, inovare, și aici în continuare sunt probleme foarte mari atât de alocare de fonduri. Noi avem cel mai mic procent din PIB pentru așa ceva din toate țările europene și asta e o problemă, pentru că până la urmă o țară se dezvoltă prin cercetare, dezvoltare, inovare. Și celelalte zone de intervenție sectorială, spre exemplu, antreprenoriatul în zona industriilor creative, care sunt foarte importante pentru România. IT-ul intră aici, design, arhitectură, modă și așa mai departe, tot ce înseamnă publicitate, tot ce înseamnă industrii creative, care sunt importante pentru România și care trebuie susținute în continuare. Bun, în legătura telefonică directă cu noi este și profesorul de economie Adrian Mitroi. Bine ați revenit, domnule profesor, chiar și în legătura telefonică directă. Până mâine, la ora 14, vor avea loc dezbaterile în cadrul comisiilor pentru buget, finanțe și bănci, cu ordonatorii principali de crete și elaborarea raportelor asupra bugetului, iar vineri este programat votul final în plenul Camerelor Reunite. Proiectul știți deja că prevede o creștere economică de 5,5%, un câștig salarial mediu brut de 5.163 de lei și un deficit bugetar în scădere la 2,55% și atingerea unui număr al salariaților de 5,28 de milioane.
Vă întreb cum vedeți acest buget la momentul la care vorbim și amendamentele care au fost depuse până acum și care e cea mai mare îngrijorare a profesorului de economie? Ca să închidem discuția foarte bună de până acum, care am văzut-o la dumneavoastră, dacă avem dobânzile mici, inflația în control, undeva sub 3%, capabilitățile guvernului de a se finanța rezonabil la costuri foarte bune pe termen mediu și lung, atunci putem vorbi de o vulnerabilitate a bugetului care este cumva rezolvată din partea BNR-ului. Deci dacă nu avem dinspre BNR și dinspre sistemul bancar, avem suficient de multă creditare în economie, atunci putem vorbi despre toate aceste două tipuri de cheltuieli despre care vorbește bugetul, cele obligatorii, iar cele de politică economică, ar putea fi aceste cheltuieli ușor susținute. Cea mai mare vulnerabilitate este această creștere economică. Toată lumea comentează despre ea, ați văzut, încercând să ne ajute. Inclusiv Comisia Europeană, din punctul ăsta de vedere, raportul pe care l-a trimis. Datele Comisiei nu prea corespund cu proiectul guvernului. Foarte sobre față de așteptări, corect. Vorbim de o cifră care începe cu 3, prin comparație cu a noastră. Vorbim de primul an de colectare a deficitului structural. Nu uitați că avem această constrângere. Bine, s-a discutat în Parlament constrângerea nedreaptă în care este România acum, de a ne ține într-un buget de deficit bugetar foarte strâmb, deci cu capacitate de finanțare a marilor proiecte de investiții strânsă. Deci avem această constrângere. Bune discuții și în Parlament. Vedeți că până la urmă se va găsi o soluție de compromis și eu cred că este o tensiune constructivă între politic, Banca Centrală și mediul de afaceri. Și vă felicit că aveți opinii din toate părțile. Probabil găsim această medie aritmetică, ca în cazul roborului, așa se calculează roborul, ca o medie aritmetică, o modificare, să mai completez un pic, de ordin tehnic, de calcul al roborului, nu va modifica substanțial valoarea acesteia. Este un indicator care ține de fundamentul economic. Dar vedeți că tot revine această chestiune cu o altă modalitate de calcul a roborului. Da, dar nu va fi semnificativ și nu contează prea mult în ecuație, atât timp cât este mic. Acesta este mesajul băncii centrale. Eu cred că banca centrală este ca într-o prietenie în care cei doi s-au certat. Ea nu va mai fi niciodată la fel. Banca centrală va trebui să facă un pas într-un fel sau altul. Deci guvernatorul a spus foarte clar, nu ne interesează creșterea economică. Într-adevăr, dar dacă te uiți la băncile centrale din zona europeană sau din zona americană, o să vedeți că băncile au acest mandat care, pe lângă stabilitatea prețurilor și financiară, mai au și mandatul de șomaj cât mai mic. De aceea în buget se vorbește de un șomaj de ordine sub 4%, foarte mic. Deci bănci centrale cu interes și pe șomaj scăzut și pe creștere economică. Eu cred că va ieși de aici și acest mandat implicit într-un fel al noului format al misiunii băncii centrale. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, dacă aceste vulnerabilități vor fi într-un fel sau altul amendate sau compromisurile se vor găsi de ambele părți, putem vorbi de acest scos de activitate economică, sigur nu în zona la 5,5%, cheltuielile nu sunt semnificativ modificate, după cum ați văzut, dar avem nevoie de dobânzi mici, avem nevoie de o grad de colectare, trebuie să ajungem la cele 340 de miliarde de lei, 35,5% cheltuiel cu doar 33,4% venituri, rămâne pe un deficit, colectare mai mare, evaziune mai mică. Dar spuneți-mi, încă ceva, domnule profesor, vă promit, este ultima întrebare, taxa pe lăcomia bancară, la care vedeți că nu se renunță, în ciuda presiunilor uriașe de care ne vorbea zilele trecute domnul Darius Vâlcov, artizanul actorului buget și consilier al premierului. Trăznaie, bombă sau inovație, după cum a catalogat-o BNR, domnule profesor? Va fi o medie între cele două. Eu cred că o vor dezlipi de robor într-un fel sau altul, un compromis între cele două și să vedeți că din această tensiune constructivă va ieși probabil ceva mai fezabil și mai acceptabil și de sistemul bancar, dar și de guvern. E clar, guvernul are nevoie de dobânzi mici, așa cum Banca Centrală Europeană a promis că va apăra euro cu orice preț, așa și Banca Centrală va trebui să găsească un compromis cu guvernul, dobânzile pe lei nu au voie să crească. Sistemul este într-adevăr teamă. Probabil că depuseul va fi probabil o ușoară presiune pe curs. Este riscul pe care ni-l vom putea. Deci vă așteptați ca euro să crească din nou? Ușor,
Da, nu semnificativ, nu spuneți cuvântul ăsta să crească din nou, presiunea se va elibera acolo, dacă dobânzile vor fi mici, undeva... O mică creștere, care l-ați auzit și pe guvernatorul Mugurisescu, un mic atac speculativ. Ne putem permite, este genul de risc pe care îl putem permite și care are și un efect contraciclic în economie, mai temperează un pic aceste infernale importuri și de adăugare de valoare economică pentru alții și probabil să fim mai atenți la cererea internă, care depășește evident producția internă. E un dezechilibru care îți va cere tainul într-un fel sau altul. Probabil haideți să-l plătim ușor la curs valutar, ușor depreciat și să găsim o medie aritmetică gen robot sau dacă nu altă combinație. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră la aici acum. O concluzie de 10 secunde, domnule Ghena. În ceea ce privește dobânzile, nu au cum să scadă în momentul în care se pune o taxă pe activele bancare. Deja băncile încep să perceapă dobânzi suplimentare pentru a acoperi această taxă. Deci... La cât s-au ajuns? Vorbim de 0,2-0,3% pe trimestru. Deja. Da, deja. Și vom vedea în funcție de cum se aplică, de fapt, că, într-adevăr, e încă o discuție dacă va fi legată de robor sau nu această taxă pe activele bancare. Oricum ar fi, însă ea are un impact pe creșterea dobânzilor, nu pe scăderea acestora. În ceea ce privește viziunea bugetară, 5,5, dacă este realizat, e un rezultat excelent pentru România și... ne vom bucura cu toții, dar pare într-adevăr și față de estimările Comisiei Europene și față de alte estimări mai conservative, pare un pic cam mult. Și fiecare procent de PIB în plus sau în minus înseamnă în momentul de față vreo 2 miliarde de euro. Deci înseamnă o gaură bugetară sau o lipsă la buget semnificativă, dacă în față de 5,5 va fi 4,5 sau poate 4% creșterea în 2019. Mulțumesc pentru prezența aici acum. Parlamentarii